Organizațiile de agricultori din Republica Moldova se arată îngrijorate de faptul că autoritățile nu țin cont de doleanțele lor. Reprezentanții acestor organizații au înaintat guvernanților o listă de acțiuni care urmează a fi satisfăcută în termen de 2 săptămâni. În caz contrar, agricultorii amenință cu proteste. Cea mai actuală, așa să spunem, la moment, nu vreau să spun că cea mai importantă, dar cea mai actuală problema care este în domeniul agriculturii, pomiculturii mai ales, este problema compensațiilor promise producătorilor de fructe, pentru care guvernul și-a asumat răspunderea de a aloca 138 de milioane de lei. Dar, dincolo de problema regulamentului, care a fost aprobat fără consultări cu organizațiile de fermieri și conține multiple carențe în ceea ce ține de mecanismul, noi avem o problemă majoră, eu aș spune, ce ține de cantitatea merelor care urmează a fi subvenționată. Adică este clar că cei care au făcut investiții în acest an nu vor obține sumele care au fost promise conform regulamentului, mai ales cei care au făcut investiții în infrastructura post-recoltare. Anterior, ministrul Agriculturii Vasile Bumacov a declarat că guvernul și-a asumat responsabilitatea și poate garanta cele 138 de milioane de lei compensații. În același timp, Bumacov a precizat că deja au fost identificate mai multe piețe unde vor fi comercializate merele moldovenești. Este vorba despre ofertele din Qatar, Belarus, dar și din alte țări.